Revelionul anului 2016 a fost unul dintre cele mai liniștite din ultimii ani, secția de chirurgie fiind ocupată în aceste zile doar la jumătate din capacitatea ei. Cazurile internate nu au pus probleme medicale deosebite. Sărbătorile astea au fost mai liniștite. Au fost ceva agresiuni, dar nu atât de multe și atât de grave ca altă dată, cu rupturi de organe, cu intervenții chirurgicale. Nu de atât, câteva coaste rupte, un cap lovit, nu cine știe ce. După aceea, privința pancreatitelor și asta, o singură pancreatită severă, restul moderat. Nu, vreo două colecistite acute, a fost o hernie strangulată, două hernii strangulate. Intervențiile chirurgicale au fost vreo doi coleciști foarte acuți operații în gărzi, o hernie crurală gigantă strangulată. Nimic așa să zic că ar atrage atenția anul ăsta, să individualizeze anul ăsta în raport cu alții. A fost liniștită treaba. Acum, ce ajunge la noi nu e tot ce vine jos. În CPU s-ar fi putut să fie mai mult decât vă spun eu, dar asta este ce avem pe secție. Deci, practic, secția este jumătate goală acum. Șeful secției chirurgie a remarcat faptul că până la ora actuală nu există internați ca în alți ani pacienți cu degerături adunați de poliția locală de pe străzi. Se așteaptă însă ca gerul din ultimele 48 de ore să facă primele victime și secția de chirurgie să se transforme ca în fiecare an în azil pentru oamenii străzii. Și anul ăsta, spre deosebire de alți ani, nemai fiind frigul ăla teribil din decembrie, nu avem degerați, ceea ce este de mirare că la vremea asta noi nu avem niciun degerat pe secție, dar ne așteptăm acum după frigul ăsta, așteptăm să vină cunoscuții noștri care în fiecare an îi campă până în primăvară, anul ăsta lasă un deget, la anul lasă două, asta e viața lor, adică ei stau în boschet și chiar dacă îi strânge poliția, tot pleacă după o zi de la centru. Și în ceea ce privește bețivii, cazurile de alcoolici internați în această perioadă sunt și ele mult mai puține. Am unul bătut care dă să facă un țevraș, deci e un client vechi, dar nu așa ca altă dată. A mai venit o doamnă amețită, nu mi-a atras atât, am făcut 3 gărzi. Am făcut 29, 31 și astăzi. Accidente rutiere? Nu, cine știe ce, au fost două. Mi se pare că doctorului Hărțar, unul mai grav și cam atât. Nu a fost ceva deosebit. O fată din Iași care i-am dat drumul la Iași, încă înainte de anul, nu? Ceva de Doctorul Dan Arvătescu crede faptul că revelionul petrecut mai mult în familie din cauza lipsei de oferte cauzate de puținele localuri care au organizat petrecere la trecerea dintre ani este motivul pentru care oamenii au fost mai compătați și în privința mâncării și a băuturii. Lucrul a fost benefic pentru medici și personalul medical pentru că și cazurile prezentate la Unitatea Sanitară Romașcană au fost mai puține ca la sărbătorile anterioare.